Dragi frați și surori, îndoliată asistență, în seara aceasta suntem la un timp de priveghi, noi îl numim cel mai bun timp de meditație pe care noi îl avem fiecare în dreptul lui. Mesajele din seara aceasta nu mai sunt pentru fratele Cornel, nici cele de mâine, nici la înmormântare, cuvântul care va fi, ci va fi pentru cei ce vor fi prezenți. Dumnezeu dorește ca noi să ne cercetăm, să ne verificăm, să ne revizuim viața noastră, pentru că oricând putem pleca în veșnicie. Mi-aduc aminte de fratele Cornel și de fratele Marian când încă erau necăsătoriți, erau tineri, din tinerețe. Și uitați, s-a trecut timpul, viața se duce și nu știm momentul în care Domnul ne va chema în veșnicie. E adevărat, Biblia spune că atunci când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Dumnezeu însă cunoaște și momentul trecerii în veșnicie este o taină păstrată la El. El o hotărăște clipa, momentul când să plecăm în veșnicie. Ceea ce este însă foarte important este să fim pregătiți pentru momentul trecerii în veșnicie. Vedeți, aici în sicriu au rămas doar rămășițele pământești, țărâna, din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Dar valoarea adevărată nu mai este aici, au luat-o deja Domnul. Valoarea adevărată este sufletul, Duhul de viață. De aceea am vrea să nu uităm, dragii mei, Dumnezeu ne dăruiește viața aceasta și omului Dumnezeu în psalmul 39, printre altele, pune o întrebare. Doamne, spune-mi cât este lungimea zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Și răspunsul primește, iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, uitați cât e un lat de mână. La unii latul de mână e puțin mai mare, la alții mai mic, de oricum, e o nimica vis-a-vis de ce urmează. Și el pune cea de-a doua întrebare acolo. Dacă atât este viața, ce pot să fac în latul de mână? Pot să fac ceva? Da. În viața aceasta scurtă și trecătoare, de 67 de ani în cazul fratelui Cornel, sau la noi, la fiecare, chiar zice, dacă viața e de 70 de ani, pentru cei mai tari de 80 de ani. Și câte un bonus, cineva, câte unul care trece peste 80 de ani. Dar sunt o nimica vis-a-vis de ce urmează. Doamne, latul de mână, care e așa de scurt, ce pot face? Pot face ceva? Să adun? Să muncesc? Să focalizez totul doar spre cele trecătoare? Toate rămân aici. Nu iau nimic cu mine dincolo. În latul de mână eu trebuie să mă pregătesc pentru adevărata viață. Adevărata viață nu e aici, începe în momentul în care trecem în veșnicie. De-abia atunci vom vedea departajarea. Departajarea nu s-a făcut încă aici, în viața aceasta. De-abia în momentul în care trecem în veșnicie, se va face departajarea. De aceea Biblia spune, pentru cel neprienit, cărarea vieții duce în sus, la Dumnezeu, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Și despre locuința morților, uitați numai ce spune printre altele omului Dumnezeu Iov, în cartea lui Iov ce spune cuvântul Domnului. Înainte de a mă duce să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul, unde nu mai există personalitate, numele celor răi, spune Biblia, care sunt cei răi? Care nu îl slujesc pe Dumnezeu în viața aceasta. Numele celor răi, spune Biblia, putrezește, dar numele mântuiților este scris într-o carte, în cartea vieții mielului, în cartea vieții Domnului Iisus. Și numele lor vorbesc despre ceea ce vom fi noi, fiecare dintre noi, o veșnicie întreagă, nu numai 67 de ani, nu numai o viață scurtă și trecătoare. Doamne, ce să fac în latul de mână, care e așa de scurt, de trecători, să-L slujesc pe Dumnezeu, să-I fac voia Lui. În așa manieră încât atunci când sunt chemat, în veșnicie să nu am regrete, uitându-mă retrospectiv în urmă, să nu regret. Să am libertate în Duhul meu, în conștiința mea, în ființa mea.
Apoi un al treilea lucru acolo, Doamne, cât este viața mea, cât un lat de mână, ce să fac în viața aceasta, latul de mână scurt? Să-L slujești pe Dumnezeu, să-I faci voia Lui. Dar care e finalul vieții mele? Că la toți uitați, finalul e la cimitir. Da, pentru trup așa este, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul, pentru că nu văd realitatea, nu este îngăduit. Că atunci n-ar mai fi mântuire prin credință, ar fi prin vedere. Mântuirea este prin credință. Eu cred ceea ce îmi spun Scripturile. Ce vorbește Dumnezeu? Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Pentru că ei nu văd. Ei cred toți sfârșesc la cimitir. Da, de unde? Fratele Cornel nu mai este aici. Aici sunt doar... E doar țărâna, rămășițele. Valoarea adevărată Dumnezeu a luat-o. Luca 16 spune că după săracul acela, Lazar, a venit o delegație de îngeri în momentul în care a plecat în veșnicie. Și a dus sufletul și Duhul, i-a dus ființa spirituală, acolo, la Domnul. Iar bogatul, când a murit, spune că a ajuns în locuința morților, în chinuri și în durere. De aceea să nu uităm, există o departajare, o deosebire. Și în ziua aceea se va vedea. Așa câteva gânduri să le consemnăm în continuare, dragii mei. Spune aici în Romani foarte frumos cuvântul Domnului. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Extraordinar! Ce cuvinte frumoase, sigur, în contextul în care le credem. Dacă nu, n-au nicio valoare pentru cel care nu crede. Spune așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Că va fi o zi în care vom sta înaintea Marelui Stăpân, a Marelui Creator. Înaintea Lui vor amuți oamenii, ființele. Nu o să avem scuze înaintea celui preanalt, că nu m-am întors la Dumnezeu din anumite motive. În calitate de creatură a Marelui Creator, datoria mea este să mă întorc la Dumnezeu să-I fac voia Lui. De aceea spune Biblia, ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți. Aș vrea, dragii mei, să nu uităm, moartea, știți ce este? E o mutare. Clipa mutării, plecării mele este aproape. Moartea este o mutare, te muți de aici, dincolo, într-una din cele două locuri, nu-s trei. Nu-i cineva care se poate eschiva, să facă derugare Dumnezeu cu el. Toți ne subordonăm acestui principiu dumnezeiesc, acestor legi sfinte și dumnezeiești. Clipa și momentul trecerii din viață este o mutare, este o plecare, plecăm. Eu sunt gata, spune Apostolul Pavel, și clipa plecării mele este aproape. Noi nici nu ne dăm seama cât de aproape este și clipa plecării mele și a plecării tale. Nu ne dăm seama. Nu mă auzi dintr-o dată o veste dintr-o parte, din alta, tot felul de știri care ne bulversează, care vin spre noi, pășesc spre noi și noi spre ele. E nemaipomenit însă să ai o relație bună pe verticală cu Dumnezeu, dar și pe orizontală. Cu familia și cu cei din jurul tău. Cu biserica. Eu nu pot să spun că am o relație bună cu Dumnezeu dacă n-am o relație bună cu cei care mă înconjoară și care sunt polarizați în jurul meu. Relația trebuie să fie în ordine și cu Dumnezeu, dar și cu cei din jur. Aș dori în continuare câteva gânduri, un prim gând pe care l-am din pasajul care a fost citit. Caracterul trecător al omului pe pământ. Avem un caracter trecător fiecare dintre noi. Fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar ce frumos, reluând acest verset 7, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Avem un caracter trecător. Și Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar, să știți, e viața aceasta, e un dar de la Dumnezeu. El mi-a dat viața aceasta ca să îl slujesc, să fac ceea ce este plăcut înaintea Lui. Să trăiesc o viață curată și sfântă, după principiile care le avem aici în cuvânt. Știți ce spune Ioan în
epistola lui, capitolul 3, previzorilor, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Să fie aici un copil al lui Dumnezeu, să-L reprezinți, asta înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu, să-L reprezinți cu demnitate pe Domnul. Domnul Iisus l-a reprezentat la rândul Lui cu demnitate pe Tatăl și El a spus așa, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Iar noi avem aceeași trimitere pe care a avut-o Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost trimis de Tatăl. În lumea aceasta să-L reprezinte pe El, pe Stăpân, pe Marele Creator. Iar Domnul Iisus zice, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi în lumea aceasta. Așa încât cine ne vede pe noi să-L poată vedea pe Domnul Iisus în viața aceasta. Asta este cerința pe care o avem. Avem un caracter trecător, viața se scurge. Am crescut în biserica din Micălacă, ca un vis. Ai vorbesc cu soția, dar unde sunt ani, unde e viața? Eram copil, aveam prieteni aici în biserică și s-a dus viața. Am acum 72 de ani, parcă nu e adevărat, unde sunt ani? Nu știu unde sunt ani, nu știm, și nu știm câți mai sunt. Biblia nu spune învață-ne să ne numărăm bine ani, nu ani, zilele. Ziua de azi o am, ziua de mâine nu mai am. Dacă mi-o dăruiește, ca dar, cel prea înalt, o am. Dacă nu, nu. Dar indiferent, știi ce spune Apostolul Pavel? Dacă ar fi să aleg, aș prefera să mă duc acasă la Domnul. Să mă mut acasă la Domnul, auziți? În momentul în care te duci, noi îl plângem pe fratele Cornel, dar fratele Cornel s-a dus la mai bine. În lumea aceasta suntem înconjurați de neputință și imperfecțiune. El s-a dus într-o lume perfectă, desăvârșită. Sigur, e o durere, o rupere în același timp. În momentul în care pleacă cineva, atât de frumos vorbește Biblia în cartea Proverbe și apoi în Eclesiastul, în capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereței tale, până nu prin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu îmbătrânești. Până când viața nu mai are niciun sens și nu te mai poți bucura de nimica, adu-ți aminte de Dumnezeul tău, adu-ți aminte de Cel Preanalt și caută să-i fii plăcut, să trăiești în armonie, într-o legătură pe verticală și pe orizontală cu El. Dumnezeu este Cel ce dorește acest lucru. Un al doilea principiu, dragii mei, adu-ți aminte de Dumnezeu până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dumnezeu dorește cât timp suntem încă în trupul acesta și mai ales să avem sănătate. Mai ales să fii tânăr și să-L slujești pe Dumnezeu. În tinerețe, cât ești încă, ai încă energie, să-L slujești pe Dumnezeu. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dumnezeu ne dă Duhul, dragii mei, ne dă sănătate, dar scopul Lui este cu sănătatea aceasta și puterea pe care ne-o dă, El dorește să-L slujim pe El. Să facem voia Lui și uitați că viața se duce. L-am admirat pe fratele Cornel și pe fratele Marian, erau înalți. Amândoi mi-aduc aminte în tinerețe și doream și eu să fiu mai înalt. Numai că fiecare suntem atât cât o hotărât providența Dumnezeu. Dar indiferent cât suntem, viața oricum se duce. E important cum o consumăm, cum se consumă viața, cum o trăim. Dar adu-ți aminte de Dumnezeu până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost. Să nu uităm cel de-al doilea lucru. Viața omului pe pământ are un caracter trecător. Avem un caracter trecător. Ne ducem, dar întrebarea mare, unde ne ducem?
în momentul în care Domnul ne cheamă în veșnicie. Pentru că nu sunt decât două locuri dincolo în veșnicie. Un loc în prezența lui Dumnezeu și un loc despărțit de El pentru veșnicie. Unde va fi durere amară, lacrimi și unde nu mai poți să faci nimic. Timpul înapoi nu-l mai poți întoarce. Cât timp însă suntem aici în trup, ne decidem locul pentru veșnicie. Aici noi ne-l hotărâm. Și Domnul dorește să-L slujim aici, să-I facem voia Lui, până nu se întunecă, spune aici, soarele, până nu încep să tremure pasnicii casei mâinile, până nu se închid cele două uși înspre uliță buzele, când te temi de orice înălțime și te sperii, până nu se rupe funea de argint și până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata de la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna încă o dată în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Caracterul trecător al omului pe pământ. Apoi cel de-al doilea principiu, să nu uităm încă o dată, Duhul Domnului dorește să se întoarcă la El. Dacă nu se întoarce la El, se întoarce în locul acela de durere și de amar. În locul acela de chin, unde ajung cei care nu-L slujesc pe Dumnezeu, ca cel din pilda bogatului și al lui Luca, din pilda bogatului nemilostiv din Luca 16, unde cel bogat a ajuns în chin și în durere. De aceea, în această seară, noi suntem la acest priveghi și dorim Domnul să mângâie familia îndoliată. Să o întărească în credință și să nu uite că Domnul este la cârmă. El este stăpân, El este Domn și Mântuitor. Un al treilea principiu, dragii mei, pe care vreau să-l menționăm în seara aceasta, este libertatea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește fiecăruia. Nu ne obligă pe niciunul dintre noi. Avem această libertate să hotărâm. Noi suntem cei ce ne decidem locul unde să ne petrecem veșnicia. Ce frumos spune aici, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dacă murim pentru Domnul, murim. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Deci fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului, în așa manieră să trăiești, încât voia Lui să se poată face în viața ta și viața mea. Asta dorește Domnul de la noi. Libertatea pe care mi-o acordă. Noi nu suntem roboți, dragii mei. Vedeți, și în Biblie noi nu găsim niciun cuvânt că Domnul ne obligă să facem voia Lui. Voia Lui o găsim aici, dar nu ne obligă. Domnul este Cel ce în ultimă instanță îmi poruncește. El poruncește tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască, dar nu-i obligă pe niciunul dintre ei. Pe nimeni nu ne obligă. Așa încât nimeni în ziua aceea nu va putea să se dezvinovățească înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, Tu m-ai obligat. Asta nu va fi niciodată. Dumnezeu ne-a dat libertatea de a gândi, libertatea de a hotărâ, de a decide. Soarta, Domnul vorbește despre drum, despre soartă, despre ceea ce trebuie și bine să aleg. Dar în ultima instanță El este Cel ce mă lasă să decid eu. De aceea dorim în această seară, Doamne, ajută-ne să ne hotărâm pentru Tine. Ajută-ne să ne hotărâm, Doamne, să împlinim cuvântul Tău și să facem voia Ta. Asta e dorința Ta, dorința lui Dumnezeu. Să știți că nimeni nu ne dorește binele ca Dumnezeu. Cei mai intimi din familie care nu sunt, există familii mixte, nu toți îl slujesc pe Dumnezeu. Și de multe ori, aparent, au gânduri bune și înălțătoare pentru noi, dar adevăratul gând bun îl are Dumnezeu, în adevăratul sens al cuvântului. El ne dorește binele. Și El vrea ca și aici, în viața aceasta, noi să-L avem pe El. Și apoi, sigur, dincolo, o veșnicie să ne bucurăm cu El. Libertatea pe care El ne-o dăruiește. Oameni mari în Biblie, să știți, Biblia spune despre unii că ori început în Duhul și ori sfârșit în firea pământească. Ori început bine și ori sfârșit rău. Foarte important este sfârșitul unui lucru. Cum încheiem viața aici pe pământ? E bine să ai un crescendo, un drum continuu
în viața aceasta de slujire, iar finalul să fie o reală binecuvântare cu Domnul. Să nu uităm, dragii mei, caracterul trecător al omului pe pământ, continuitatea vieții dincolo, ori într-un loc, ori în altul, ori cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Și o tragedie pentru cei care se duc în veșnicie nepregătiți fără Dumnezeu. Apoi libertatea pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Aici în viața asta e libertatea. Aici noi hotărâm, noi decidem. Apoi un al patrulea lucru, posibilitatea pe care o avem. Una e libertatea și alta este posibilitatea. Am posibilitate să aleg. Am posibilitate să decid locul pe care să-l am dincolo. Și asta numai în contextul în care eu cred tot ce spun Scripturile. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Fericit e omul care crede. Crede multe lucruri în lumea aceasta, dar de multe ori nu crede în ce spun Scripturile. Nu suntem interesați de multe ori ce spun Scripturile. Cercetați Scripturile pentru că considerați că în ele este viața veșnică, dar însă și ele, Scripturile, mărturisesc despre mine, despre viața de dincolo, despre lumea pe care Dumnezeu o are. Suntem așa de mici și uneori avem impresia că le știm pe toate. Ce știm noi este o nimica vis-a-vis de ceea ce are Dumnezeu în lumea Lui nevăzută. Îmi dă această posibilitate de a hotărâ, de a decide. El vorbește cugetului meu, dar El nu mă obligă. El vorbește de multe ori prin suferință, prin anumite stări prin care eu trec, prin care noi trecem, dar nu ne obligă pe niciunul dintre noi. Mă lasă în ultima instanță să aleg eu, să decid eu. Posibilitatea de alegere. Și în ultima instanță, răsplătirile pe care Domnul le are pentru ai Lui. Să știți că răsplătirile nu sunt aici, dacă le-am vedea, cum l-am slujit noi pe Dumnezeu. Dar nu-i îngăduit să le vedem. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește orânduirile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce e ascuns. Fie bine, fie rău. Deci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată. Dar nu numai atât. Biblia spune că atunci când va veni Domnul, va spune omului până și gândurile lui. Cine închide ochii și se dede la gânduri stricate, spune Biblia, a și comis fără de legea înaintea lui Dumnezeu. Până acolo merge Dumnezeu și gândurile le știe, pe care noi nu le materializăm în fapte, că n-am ocazia să fac fapta. Dar Domnul și acel gând îl are încondiat, scris. Totul e scris înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi toate El ni le va pune înaintea ochilor noștri. Ne vom confrunta, le vom vedea. Îi nemaipomenit să trăiești în așa manieră încât conștiința să nu te tulbure, să nu fii frământat. Și ce spune Biblia despre răsplătire? Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Asta ne promite Dumnezeu. Nu un scaun de domnie de 67 de ani, de 70 de ani, de 80, ci o veșnicie să fii împreună cu El. Celui ce va birui, voi da un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește, scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Un nume nou. Iar numele acela va vorbi de ceea ce voi fi eu în veșnicie. Un nume care va vorbi despre lucrarea pe care o voi face acolo în veșnicie cu cel preanalt. De aceea pentru familie doresc încă o dată, Doamne, întărește familia îndoliată. Amin. Mângâie pe cei de aproape și pe cei de departe. Amin. Și din Statele Unite și oriunde ar fi. Amin. Să lase Domnul mângâierea și încrederea în Domnul. Amin. Noi, cei încă care suntem în neputință, îi plângem pentru cei care au ajuns la desăvârșire. Și Domnul i-a luat la mai bine. E adevărat, viața e un mare har și dar. Dar în contextul în care nu ești povară nici pentru tine, nici pentru alții. În momentul în care ești o povară, e mai bine parcă Domnul să te ducă acasă. Să nu fii povară. Dar, sigur, stăpânul hotărăște în dreptul fiecăruia. De aceea răsplătirile, zice, până și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Ce răsplătiri vor fi acolo, la Domnul?
Și Domnul dorește ca noi să-L slujim așa, că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine, însuși lui Dumnezeu. Totul este scris în condiat. Înaintea lui Dumnezeu nu ne putem eschiva. Nu cumva să ne gândim că Domnul nu știe, totul știe. Și ce gândim noi? Nu ne vede nimeni. Și gândurile toate sunt scrise, consemnate înaintea celui preanalt. Și El dorește să-L slujim pe El. Ce frumos! Omul lui Dumnezeu, vorbind despre viața aceasta încă o dată, este plecare, e mutare, e terminare, e isprăvire. Ce frumos să termin cu bine viața. Spune-mi cum sfârșești. Sau cum începi, cum sfârșești, e și mai important. Ca să spun cine ești. E nemaipomenit să sfârșești cu Dumnezeu, să închei cu bine viața. Terminare. Viața aceasta mai este sau moartea o dezbrăcare? O dezbrăcare de trupul acesta trecător, material, și o îmbrăcare cu celălalt spiritual peste acesta. Ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Amin. Moartea aceasta mai este și o întoarcere și mai este încă o dată o răsplătire. Fratele Cornel s-a dus la răsplătire. Acolo este, va avea cei mântuiți sau parte de un trup nou, care este în strălucire. Vom vedea pe Domnul așa cum este, ne spune Biblia. Și de-abia atunci vom vedea răsplătirea adevărată. Pentru sora, pentru băiat, din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze. Să rămână Domnul în viața dumneavoastră și să doriți să vă întâlniți cu toții acolo. Asta dorește Domnul. Viața noastră să fie o reală binecuvântare pentru cei din jurul nostru, să fie o lumină pentru cei care ne înconjoară, să trăim în așa manieră încât să nu avem regrete în final, să nu regretăm, ci să ne bucurăm și să-i dăm slavă Domnului pentru toate. Amin. Amin.